Deci avem aici drumul județean care leagă Bara de Stanita, nu? Da. Pe distanță de 4 km. Da. Este unul din cele 44 de obiective pe care Consiliul Județean ne-am să le ia din implementare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Sunt bucuros că începem de aici, de la Bara. Domn primar, Noi suntem mai bucuroși. Da? Începem de aici pentru că și acest obiectiv este extrem de important și solicitările pe care cetățenii din zona asta a județului le-au făcut cu privire la drumul județean fiind într-o stare destul de avariat, ne-au îndreptățit să începem de aici lucrările. Avem aici și memoriul tehnic, avem aici și ordinul de începere a lucrărilor. Să dea Dumnezeu să ne mișcăm repede. Cam în cât timp credeți că scoatem praful de la oameni din... Cât mai repede, sper. Cât mai repede, nu? Așa sperăm. Da, știu că sunteți o firmă serioasă, așa că nu-mi fac probleme că nu o să avem o lucrare de calitate. Vreau să vă urez mult succes. Mulțumim. Începând de astăzi, dăm drumul la toate cele 44 de obiective prin care Consiliul Județean Neamț modernizează infrastructura rutieră pe ceea ce înseamnă drumul județean în județul Neamț. O să vedeți că în toamna asta și în primăvara anului viitor, județul Neamț va fi un șantier pe ceea ce înseamnă drumul județean, poduri, drumuri naționale. Și am convingerea că toți cei care au câștigat aceste contracte își vor îndeplini obligațiile pe care le au și că vom avea drumuri județene într-o stare foarte bună. Aici avem harta județului Neamț cu drumurile județene. Sper ca până la sfârșitul mandatului meu, de fapt nu sper, îmi iau obligația în fața nemțenilor, că până termin mandatul de președinte al Consiliului Județean, 90% din drumurile județene vor fi modernizate. Este un proiect ambițios, un proiect mare, un proiect cu costuri foarte mari, dar un proiect pe care nemțenii noștri îl merită și eu cred că asta este datoria mea ca președinte al Consiliului Județean Neamț, să aduc bunăstare și viață mai bună cetățenilor județului Neamț. Eu aș vrea să mergem un pic și în teren, să vedem lucrurile cum stau acolo și să dăm drumul la treabă. Mult succes! Mulțumim! Domn primar, da. Ne ajută, domn primar de la Stănița, și... sunteți ambii beneficiari. Mulțumim! Domnul primar aici de față. Vă mulțumim! Domn președinte, dați un exemplu din cei 10%. Un exemplu de drum din cei 10%. Un exemplu de drum din cei 10% sunt drumurile care au fost modernizate în anii trecuți, pentru că vă spun cu toată responsabilitatea vorbelor. Județul Neamț n-a beneficiat de modernizarea infrastructurii rutiere în ultimii 30 de ani. Și aici trebuie să fim corecți și să o spunem că nu s-au, doar s-au peticit, doar s-au cârpit. Amploarea cu care modernizăm infrastructura rutieră din județul Neamț în ultimii ani de zile, cel puțin anul ăsta, anul trecut și anul care vine, este nemai întâlnit în județul Neamț și eu vă asigur că acei 10% de care vorbesc sunt drumuri practicabile, drumuri bune, dar pe care nu era necesară intervenția în momentul de față. Nu prezintă. În rest, toate drumurile județene și podurile din județul Neamț vor fi modernizate. Avem proiectul ăsta de 44 de obiective. În urma ședinței de Consiliul Județean de astăzi vom aproba indicatorii tehnico-economici și vom ridica pe SEAP încă un proiect, încă un lot de drumuri județene în valoare de 500 de milioane, de jumătate de miliard. Și vă spun că alături de lotul ăsta pe care îl avem în implementare, avem și drumul județean pe axa de transport pe fonduri europene. Toate însumând depășesc 1 miliard de lei. Nu știu dacă realizați suma, 1 miliard de lei
sunt foarte mulți bani. 1 miliard de lei care intră doar în infrastructura drumurilor județene, atenție. Dar eu vă spun că anul ăsta Compania Națională de Drumuri a investit în județul Neamț, cred că tot cam pe atâta. Deci asta vreau să asigur nemțenii, că până îmi termin mandatul, drumurile județene, județul Neamț va fi unul din cele mai moderne județe pe ceea ce înseamnă infrastructura rutieră. Ați vorbit mai devreme de poduri, podul de la Luțca? Și podul de la Luțca, da, este tot în acest proiect. Suntem la Bara, unde avem un obiectiv de investiții foarte important pentru locuitorii din zona aceasta a județului, de fapt pentru ambele comune, Bara și Stănița. Este vorba despre drumul județean care leagă comunele Bara și Stănița, în lungime de 4 km. Valoarea este de 7,2 milioane de lei și astăzi am dat ordinul de începere a lucrărilor. Sper că dacă ține vremea cu noi, într-o perioadă, așa cum este stabilită în contract, să fie finalizată această porțiune de drum. Pe această cale asigur locuitorii ambelor comune că interesul Consiliului Județean este ca aici și la Bara și la Stănița, cât și în tot județul, să avem drumuri, o infrastructură rutieră modernizată, să avem condiții de trai decente pentru cetățeni, pentru că așa este firesc, suntem în anul 2019 și este obligația noastră a celor care conducem destinele județului să facem tot ce ține de noi pentru ca cetățenii să aibă condiții foarte bune de trai și infrastructura și grădinițele și școlile și tot ce ține de autoritatea publică, locală și centrală să aibă o stare foarte bună și să asigurăm finanțare pentru asta. Nu, cam atât. De aici, 4 km, până în partea aia, să facem un drum modern, așa cum trebuie. Și ordinul de începere a lucrărilor îi dat, puteți să dați drumul la utilajele. Spor la treabă! Mulțumim! Da, mulțumim. Succes! Da, domnul, să ne descurcăm. Finalizarea nu cred că anul ăsta, dar sperăm ca în 3 săptămâni, o lună, să turnăm primul fel. Câte utilaje ați putut aici? Credere în jur de 15 utilaje, cu tot. Cu mașini de transport și terasa mea. Oameni? Oameni deocamdată, eu știu, 15, 16. Da, nu trebuia să pot să fie, da. Bodețe, cămine și alte... Să zirați că e o lucrare complicată sau e ceva? Da.